Bună ziua, dragi prieteni din balanță! Haideți să vedem pentru luna august în relația între el și ea la balanță. Haideți să vedem. Balanța, ce fac doamnele din balanță? Au un amant. Balanțele nu sunt așa. Se amestecă un bărbat în această relație. Dar nu rămâne. Nu rămâne relație. Dar și el s-a jucat. Și el a mințit. Ui, Doamne. Deci așa. Vă spun acum două cazuri. Alegeți care vi se potrivesc. Eu zic mai multe cazuri că sunt mai multe persoane și nu li se potrivesc la toți la fel. Asta e toată ideea. Nu că eu nu știu ce spun, da? Care mă criticați acolo, gândiți-vă înainte să vorbiți. Dacă sunteți cu un bărbat și aveți un amant, rămâneți cu amantul, vă despărțiți de bărbat. Și vă mutați cu amantul și o să fiți cu amantul și o să fiți împreună. Și o să aveți copii și o să vă căsătoriți cu amantul. Femeia, balanță. Sau partenera bărbatului, balanță. Va fi cu amantul. Nu rămâne cu dumneavoastră, rămâne cu amantul. Dacă sunteți căsătoriți aici, apare o persoană. Nu, poate nu acum în august. Deci eu ce văd aici, vă spun acum pe august. Dar eu zic pe august, dar cărțile poate să spună pe mai mult timp, da? Apare un bărbat și o să fie cam sfârșitul relației. Uite. Uite. Asta nu este destin și soartă. Asta este sfârșit. Că-i crucea și sicriul. Deci după această... vedeți aici stelele. O să mai continue un pic relația între ei doi. Dar apare un alt bărbat. Și stelele astea va fi cu el, a ei. Cu relația lor strânsă. Dar și el, uite, s-a jucat și are pe altcineva. Sau a avut pe altcineva. Că și el s-a jucat în relație cu ea. Nu a fost sincer. Și acum are o greutatea care o merită. Știți că unele persoane vin la mine și spun: a, păi dezlegați-mă că uite, nu merge bine. Păi da, dar tu ai făcut niște chestii și meriți să ți se întâmple ce ți se întâmplă. Și atunci eu n-am ce să-ți fac. Nu? Bărbatul ăsta poate să fie o persoană importantă sau... ea poate să fie o persoană importantă. Se gândește... el se gândește la ei doi, știe. Dar să știți că iubește foarte mult pe această femeie. El, amantul ăsta. Care îl văd aici. Ei doi pot face împreună sau au o afacere sau fac o afacere împreună. Și așa se leagă între ei această iubire. Au niște avantaje împreună, o să le meargă bine împreună. Dacă nu vi se potrivește, să vă ascultați semnul ascendent sau lunar. În fața lui, în fața lui blocaje, probleme. Nu puteți trece de aceste probleme el. Poate din cauza ei. Dar și o criză care se termină până la urmă. Asta poate însemna o criză care se termină. Da. Cam asta a fost pentru balanță. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.